Doamna și domnule, bine v-am găsit! Eu știu că multă lume mă consideră ciufutul de serviciu. Ăla care de luni până joi stă și-ți vorbește despre România aia reală, aia care apare la televizor, se vede în presă, o vezi pe stradă, o vezi și tu, o văd și eu. Și știu că multă lume mă înjură pentru că eu sunt ăla care trebuie să vorbesc despre aceeași Românie despre care tu vorbești, doamnă și domnule, la mici, la grătare, la o bere, dar vorbești cu prietenii. Eu sunt obligat să vorbesc la televizor despre asta. Însă, pentru cei care înjură solul, iau un mesaj. Mă, mai bine să mă înjurați pe mine decât să nu aveți voie să înjurați. Ca să stabilim niște lucruri. Și eu mă simt destul de ne la locul meu de luni până joi, având în față o Românie pe care nu mi-o doresc. Pentru că eu îmi doresc o Românie mai simplă, mai de la țară, mai cu principii, mai cu 7 ani de acasă. O Românie în care să mă simt bine, indiferent de ce limbă vorbesc, să pot merge la servici, să pot să-mi duc copiii la școală și marea realizare a României mele și a fiecăruia dintre noi să fie, nu știu, de exemplu, că mi-a intrat copilul la facultate. Și al tău, evident. Și atunci m-am gândit, mă, cum ar fi ca poveștile României, cel puțin pentru o oră, să se transforme în altceva? Că pentru că poveștile pot fi bune, pot fi mai puțin bune. Pot fi line sau pot fi controversate. Și atunci am zis, și o să rog și pe colegii din regie, hai mă să nu mai punem poveștile României, chiar dacă am pus genericul de poveștile României. Hai, de exemplu, să povestim de cealaltă Românie. România aia în care stai și admiri pe cineva și nu tu ești ăla. Stai și vorbești cu oameni despre care doar ai auzit. Nu prea ai văzut în presă, n-au dat buluc televiziunile să scrie breaking news, acest om a salvat un alt om de la moarte, acela ar fi trebuit să fie breaking news, sau despre pur și simplu lumina pe care un singur om poate să o împrăștie în jurul lui. Și împreună cu prietenul Bogdan Ota, cu care discutam de multă vreme despre astfel de oameni, pe care îl salut pe Bogdan Ota, am zis, hai să găsim un om care a salvat alți oameni. Măcar să încercăm noi, de la Look TV, știi cum e? E ca în anecdota aia cu vrabia și incendiu, când ardea pădurea peste tot, peste tot, erau flăcări, flăcări, flăcări mari și o vrabie se încăpățâna să ducă niște apă în cioc. Și-au luat-o animalele pădurii care erau deja retrase și fugite. Ce ai, nebunul, cum să duci apă în ciocul tău mic la un incendiu așa de mare? Și vrabia a răspuns, mă, eu îmi fac partea mea, datoria mea. Și am zis, hai să încercăm și noi vrăbile astea, Ota și Sabin German, să aducem acea apă care poate stinge un incendiu mizerabil care a cuprins tot împrejurul din jurul nostru. Asta ca să mă joc un pic cu limba română. Și pentru asta l-am invitat pe domnul doctor Constantin Tudorache. Mulți dintre dumneavoastră poate n-ați auzit de dânsul. Dar este omul care poate să aducă acele povești prin care tu să vezi, după ce ai văzut atâtea grozăvii, nesimțiri politice la România de la AZ, poți să vezi o cealaltă Românie. Cealaltă Românie în care infernul nu sunt ceilalți, ci ceilalți sunt datoria ta. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, la mulți ani, bine v-am găsit! La mulți ani și las pe Bogdan Ota să spună povestea celui care ne va spune o altă poveste, acea poveste tihnită de care povestea la început. L-am cunoscut pe domnul doctor Constantin Tudorache cu ani în urmă, când eram un puști. S-a ocupat de mine de câteva ori, prieten bun și coleg de-a tatălui meu. Și el se ocupă de, hai ca să spun pe înțelesul tuturor, se ocupă de copii la pediatrie. Ca să nu intrăm în funcții și în specializări de astea care ar putea plictisi pe unii. Am ținut neapărat să îmi arăt recunoștința acum în iarnă față de cei care mă susțin, căs din Botoșan, căs din Cluj, că de unde or fi. Și am făcut o mică serie de spectacole caritabile. Am apelat la domnul doctor Tudorache aici de față să-mi
dea niște cazuri care merită rezolvate, care au nevoie de atenția noastră în mod deosebit, niște cazuri care seamănă cu minunile biblice, ca să zic așa, pentru că, acum să fim serioși, probabil că telespectatorii o să spună, domnule, dar n-avem destule case de copii, azile de bătrâni, să te duci să dai și tu acolo o portocală, o ciocolată. Asta face toată lumea. Una la mână, doi la mână. Noi nu mai suntem acea Românie prezentată de unii prin filme mai recent, că altceva n-au mai bun de prezentat, sau cea care am fost în 91-92 când filma televiziunea de stat, cum veneau francezii și se oripilau de copii care își mâncau fecalele și trăiau în mizerie de nedescris. Nu mai suntem departe de așa ceva, hai să fim onești. Corect. Că mai avem și noi mizeriile, asta e partea a doua. Iar nu am vrut ca banii pe care am reușit să-i pun cap la cap împreună cu alți oameni de bine din spectacole caritabile să ajungă pe mâna vreunui directoraș și să se piardă prin niște conturi, căci instituțiile de stat, cum știi și tu cel mai bine, sunt niște găuri negre în care tot arunci bani și nu se văd. Și atunci am vrut neapărat ca, dacă tot fac o chestie de genul ăsta, să cunosc personal pe cel care va beneficia de acești bani. Aici intervine maestru, că altfel n-am cum să-i spun, doctorul Tudorache. Mi-a adus în lumină două cazuri din aproape 1000 de care se ocupă dumnealui, care m-au mișcat fantastic prin două povești. Prima poveste este o comă profundă de aproximativ 2 ani, nu? Dacă nu mă înșel. Și a doua poveste este o scleroză multiplă a unei fetițe, la care în ambele situații, și nu sunt singurele, da? Deci nu sunt situații similare, în ambele situații doctorul Tudorache a spus, băi, eu le rezolv. Dacă a făcut ochi copilul ăla la mine pe secții, deși eu și alți câțiva deștepți ca mine l-am declarat caz vegetativ comă profundă, dacă a deschis ochii la mine pe secție, ăsta e un semn de la Dumnezeu că trebuie să mă ocup de el. Că dacă nu ar fi deschis la județean, ar fi deschis la în altă clădire unde fi fost depozitat copilul ăla. Nota bene, oficialitățile așteptau ca acest copil să moară. Asta e ciudat. Pentru că n-aveau ce să facă. Nu spun că-i devin aici vreun deputat, vreun ministru al sănătății, vreun ponta. Nu. Devină era boala. Boala. Și atâta timp cât acest om a fost atât de receptiv la, hai să spunem fără cuvinte mari, divinitate, să realizeze momentul ăla, bă, ăsta a deschis ochii la mine pe secție, deși nu eu am solicitat internarea. Nu? Parcă așa a fost vorba. Păi, atunci a chemat colegii și a spus, băieți, ne suflecăm mânecile și dați-i drumul la treabă. Asta este cazul cu care mă mândresc, îmi este apropiat, îmi este prieten, îmi este ca un frate, domnul doctor Tudorache, pentru că nu credeam ca în imediata proximitatea mea să mai întâlnesc, după cum spuneai tu, în România de astăzi, astfel de oameni. Mai spune că la spectacolul pe care l-ați organizat, acel copil a venit pe scenă. A fost prima dată când am plâns, nu de emoția faptului că sunt în fața a sute de oameni care mă privesc, nu pentru faptul că am fost la televizor, la nu știu ce televiziune în prime time. Am văzut un copil care a venit la mine. Eu îmi imaginam paralizia asta a lui, sau mă rog, semi-paralizia asta a lui, într-o formă deosebit de gravă, încă nu avusesem ocazia să-l întâlnesc pe Ionuț. Și în momentul în care am venit, am văzut că după recital a venit un copil la mine, frumușel foc, îmbrăcat bine, spălat, spre deosebire ce ți-am spus, mai dau alții pe la televizor. Își tăria un picior după el, mi-a dat un buchet de flori superb, cu o mână așa a întins-o spre mine și am zis, mă, întâi stai să întreb dacă el e personajul cheie al spectacolului. Și am întrebat, cum te numești? Și el îmi spune, Ionuț. Deci ăla a fost momentul în care am început să plâng. Asta este, mă fac de baftă în fața oamenilor, uite bă la OTA că deja a dat drumul la robinete. Ok, asta e. Pentru asta eram acolo. Ionuț a stat cu noi pe scenă până la ultima, a fost cazul să dăm și bis, a stat cu noi la o masă acolo foarte cuminte, cu un extraordinar de mult bun simț, foarte sfios. Și atunci mi-am dat seama, doctorul Tudorache a avut dreptate, a fost un miracol al lui Dumnezeu, că a deschis ochii acolo, este un miracol al medicinei
prin și a oamenilor prin mâna cărora Ionuț a văzut lumina zilei. Acum, mai mult de atâta, o altă chestie care m-a impresionat și o să las pe doctorul Tudorache să o dezvolte. A doilea caz este această fetiță, Gabriela, nu? Gabriela. Ștefania. Scleroză multiplă. Și zic, domnul doctor, dar ce faceți în situația asta? Că la televizor toți ăștia care îi prezintă sunt condamnați. Și el mi-a zis așa, băi, eu încerc să o rezolv. Eu fac tot posibilul să o rezolv. Cum vrea Dumnezeu de acum? Și atunci am văzut că doctorul Tudorache nu este doar intermediarul între știința medicinei și pacient. El este, fără cuvinte mari, intermediarul între divinitate și pacient. Pentru că miracolele se fac prin mâna acestui om. Și de aia am ținut neapărat ca acest om să fie prezentat întregii națiuni, căci el este un exemplu pentru noi toți. Bun. Cu siguranță. V-a spus povestea, eu știam povestea pentru că e un cuvânt cheie povestea asta. Noi chiar povestim despre astfel de lucruri. Și acum vă las pe dumneavoastră, după ce vi s-a spus povestea, să ne dați povestea celelalte românii. Pentru că eu mă întâlnesc dacă fac o emisiune în cealaltă Românie și încă, sincer, nu prea o bunghesc. Nu știu de unde să o iau. Bun, l-am cunoscut pe domnul Tudorache, domnul doctor Tudorache, l-am cunoscut pe Bogdanot, am cunoscut încă mulți oameni. Dar până la urmă, n-am găsit numitorul comun. S-ar putea eu să fiu de vină. S-ar putea eu să mă fi dezobișnuit să ascult sau să vorbesc despre valori. Unde ne sunt? Care ne sunt? Vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să fac o rectificare la ce a spus bunul meu prieten Bogdan. Nu a fost singurul care a plâns în sală, toată sala a plâns la acel eveniment. Pentru că a fost un eveniment deosebit. Și Bogdan și ceilalți au aflat de greaua suferință a copilului. Copilul, am să folosesc numai prenumele, Ionuț, după un grav accident de circulație în care părinții s-au stins, a intrat într-o comă profundă, el a mers prin multe unități, coma s-a menținut, când a poposit, fiind din zona Botoșanului, când a poposit în instituțiile din Botoșani, am fost invitat ca să fac o evaluare. La acea evaluare, inima mea plângea, dar altă șansă nu puteam, alt prognostic nu puteam să dau decât extrem de rezervat. L-am văzut în mai multe instituții, eu fiind specialistul în recuperare medicală, post-traumatică. În momentul în care eu am fost plecat, ca să subliniez ce a spus Bogdan, în momentul în care a fost plecat, copilul, când m-am reîntors dintr-o deplasare de la un congres, l-am găsit pe secție. În mod normal, administrativ, copilul nu trebuia să stea la mine pe secție, pentru că la mine pe secție nu am posibilitățile de resuscitare pentru un copil într-o asemenea situație clinică. Când am venit, am fost pus în fața unui fapt împlinit. Ceea ce a spus Bogdan, am considerat că Dumnezeu a vrut ca eu să încerc. Nu pot să fac, nu am nimic supraumanesc, nu. Sunt un om simplu, un medic simplu. Și am încercat. Mi-am chemat toată echipa care ține mult la mine și noi suntem acolo un corp comun și le-am spus, noi lucrăm împreună de 20 de ani. Și am mai avut exemplu și am să vă mai dau un exemplu de genul ăsta. După 3 luni de zile, Ionuț a început să silabisească. După alte 3 luni de zile a realizat poziția în șezut. Iar la un an de zile a început să meargă. Asta, în fiecare zi, toată echipa mea era cu ochii în lacrimi. Pentru că nu poți decât să... Un copil care era considerat de toate forurile caz vegetativ și el se îndrepta vertiginos spre exit, el se poate să meargă. Atâta vreau să vă spun că au venit și cei de la București care l-au supravegheat și l-au evaluat inițial, pentru că nu au putut crede că acest copil trăiește, merge, cântă și vorbește. Într-adevăr, cu ușoare sechele, pentru că nu pot să repare restituția ad intrigu. Au rămas mirați și au fost cuvinte
frumoase între noi, între echipa de la București și echipa noastră de la Botoșani. Vreau să vă spun că în momentul în care am solicitat la protecția copilului ca să-l preia bunica în asistență maternală, pentru că el avea nevoie de acum de susținere, cei de la protecția copilului au avut necazuri la a-l cataloga, pentru că el era foarte greu de la statutul cu care a venit de la București. Eu nu sunt schimb, a avut și are nevoie de mult ajutor în continuare. El este încă sub umbrela mea și a echipei mele. La un moment dat, în toamna acestui an, primesc un telefon de la, eu așa îi zic, chiar dacă se supă, Marele Bogdan, prietenul meu, și mă roagă să îl ajut pentru doi copii deosebiți să facă un gest pe care ar trebui să facem fiecare dintre noi. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte mulți care pot face acest gest mult mai potenți material decât Bogdan, dar nu o fac. Dar Bogdan, sufletului, talentului, harului de la Dumnezeu, îl orientează spre aceștia. Asta este acel concert despre care vorbeați. Da. Haideți să mergem mai departe. Cred că în România sunt, România balează așa între bucuria aia ciufută că în sfârșit e moartă și capra vecinului și discreția de a face binele. Uneori jena de a face binele. Parcă am înnebunit cu toții și acum, ca să nu creadă lumea că dau vina pe alții, cred că presa are o mare porcărie pe cap. Atâta vreme cât eu nu am văzut o știre, o dezbatere, o emisiune, un eveniment național, cum ziceți dumneavoastră, chiar cel de la Botoșani, pe nicio televiziune, dar știu exact unde s-a dus, nu știu care, la Paris, să fie cu nu știu care și să divorțeze conform contractului. Sau știu exact cum la poartă la Iris o mâță moartă care acum e prin America și face nu știu cum și cu nu știu ce pink. Știu exact ce zice tatoiul care se pricepe la orice și ciuvică mai zice și el se pricepe la orice. Ori aici deja noi avem o problemă de consistență. Pentru că eu nu am cum să fiu consistent, identitar vorbind, dacă mă duc numai din derizoriu în derizoriu. Și dacă stau și eu și mă mir și în timp ce vorbeați dumneavoastră și vorbea și Bogdan, mă gândeam, mamă ce noroc e pe mine, fii atent ce chestie faină, despre ce chestie faină pot să vorbesc. Am ajuns eu gazetarul să zic, în sfârșit, pot să ridic capul din rahatul ăsta mare, pe care ne-l servește presa, și să pot vorbi despre lucruri care contează. Ori, haideți să povestim despre toată asta. De unde până unde bucuria ciufută a morții capre vecinului, de unde ni se trage și de unde până unde discreția cu care se fac lucrurile astea bune. Că parcă ți-e jenă să faci lucruri bune. Sau vrei să fii discret? Noi lucrăm cu cazuri asemănătoare de multă vreme, dar nimeni nu ne-a întrebat ce facem, nimeni nu ne-a solicitat. Acum este prima dată când, grație prietenului meu, și am venit pentru el și v-am spus, m-am îndrăgostit de dumneavoastră de emisiuni și am venit să vă văd, pentru că altfel tot rămâneam acolo. Noi stăm în instituție, lucrăm cu ei de dimineață și până seara, îi iubim, la despărțire seara îi drăgălim, îi îmbrățișem și reluăm a doua zi din nou. Asta facem. Nu a venit nimeni să ne întrebe ce realizări avem, ce facem acolo. Bine, nici nu știu dacă le-am fi spus. Scuze că vă întreb, dar apropo de presă și de ce spunea Sabin, cu siguranță au venit câțiva care v-au vânat greșelile voastre, a colegilor, altor spitale. Un doctor s-a împiedicat în sala de operație. Să-l dăm la televizor, să-l tocăm, să-l ia dracu. Apropo de capra de care spuneai. Apropo de capra vecinului, ai văzut cât tamtam este pe învățătoarea șpăgară? E adevărat, este șpăgară. Dar prea mult tamtam. Dar nu este la sistemul de educație. Eu am văzut scandalul la început înainte de sărbători. De ce nu vorbești despre cât de rău și cât de prost sunt plătiți învățătorii și profesorii? E ok, ia-o, bag-o, dă-o de toți pereții, dă-o afară din învățământ, nu apare niciun pic. Dar nu poți să arăți, să trăi sub tăcere tot ce fac oamenii ăia în școală, tot ce fac oamenii ăștia în spitale și din când în când vorba ta se mai împiedică unul pe coridor și începe. Breaking news, iată s-a împiedicat. Și vorbesc asta cine?
împiedecații țării, împulecații țării. Da, așa se zice în Ardeal, că s-au împiedecat. Da. Și-am zis că nu mai sudui. Ok. Nu vi se pare că e un iureș de ăsta e tâmpit? Ba da. Dar fără ajutorul dumneavoastră, noi nu putem face nimic. Să știți că în fiecare profesie sunt foarte mulți profesioniști care își fac datoria și tac. Nu spun, nu scot în evidență ceea ce realizează. Am mai avut câteva cazuri ca Ionuț. Mai am o fată, Petronela, care acum are o vârstă în jur de 23 de ani. Este independentă, social. Asta pentru mine este o mare bucurie. Tot cu echipa asta am rezolvat-o. După mulți ani de muncă, muncă grea, de dimineață și până seara, nu ne-a întrebat nimeni, n-am spus, nici noi n-am ieșit la rampă ca să spunem lucrurile astea. Doar că avem satisfacția față de cel de sus că ne facem datoria. Poate trebuie să renunțăm la discreție. Și de ce? Ca să... Că lumea trebuie să cunoască exemplele astea bune. Până la urmă, și eu am pățit-o când m-au chemat cei de la o firmă, EBS, din Cluj, care văzând emisiunea din 31 ianuarie anul trecut, 31 decembrie anul trecut, în 2012, n-au zis nimic, 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 doar că m-au invitat în ăsta la 31 decembrie, în 2013, să împodobim bradul într-o casă nou-nouță, făcută de la temelie și utilată complet, pentru 5 copii rămași doar cu tatăl lor. Pe mine m-a zguduit chestia. Și am zis, bă, dar cum ați făcut? Lasă că nu trebuie să zice nu. Și am zis, bă, fără supărare, eu mă duc cu echipa de televizor, nu mă duc numai să pun globurile pe brad, pentru că asta e păcat să nu fie cunoscută, nu că vă lăudați voi. Dar lumea, dacă nu știe că celălalt a făcut bine, celălalt a făcut bine, celălalt a făcut bine, o să aibă toată lumea impresia că asta e o țară gri în care toată lumea se uită așa și nimeni nu face binele. Dar vă rog să mă iertați, am impresia că ratingul la ora actuală pentru o parte din populație este ridicat numai de știri din astea foarte vulgare. Știu. Ca să vă... Da. Dar trebuie să facem diferența între un popor și populația copulativă. Da, am înțeles. La Botoșani, acest eveniment pe care l-a realizat bunul meu prieten Bogdan și cu sprijinul Corinei, pe care o iubesc enorm, m-au mobilizat pe mine ca să le arăt botoșănelilor cu care eu trăiesc de atâția ani, că mai sunt și oameni deosebiți. Cum Bogdan, deci în timpul lui liber, pe truda lui, pe munca lui, cu echipa lui, să vină să-și dea tot ce are mai bun în el, ce are mai nobil, pentru doi copii străini pentru el, dar care au nevoie de sprijin. Îmi cer scuze că întrerup. Da. N-am făcut asta pentru a o scoate în evidență azi la televizor sau ieri sau când mă mai pune eu în fața vreunei camere video. Știi, Sabin, că noi mai vorbeam aici la o cafeluță și am vorbit și cu domnul doctor astăzi. Și, domnule, cum să facem să-i dăm jos pe hoții și să-i facem să nu mai fure? Mă întreba astăzi domnul doctor. Doamne, nu putem să-i facem să nu mai fure. Lătrăm de aiurea la televizor, bă, ministrul culturii, Gigele, care ești tu cu numele care ți l-a dat părinții tăi, da? Am încheiat citatul, scuze, ca să nu înțeleagă lumea că așa vorbesc eu. Nu mai fă sau nu mai drege, sau care o fi. Important este că noi nu vom putea modifica aceste structuri de la guvernare, oricât am lătrat la televizor, că să fim serioși. Tu vorbești de mult, mai sunt și aia pe la alte televiziuni din București care vorbesc poate mai de mult ca tine sau poate mai acid ca tine, mai cheamă câte un ciuvică sau câte un de ăsta de care spuneai tu și încep să dea ca lumea în putere. Într-un fel sau altul, nu mai contează acum cine are dreptate și lucrurile nu se schimbă. Și atunci mie mi-a rămas, apropo de ce spunea domnul doctor, mie mi-a rămas soluția așa. Eu cu tine, cu el și cu alții ca noi să încercăm să schimbăm lucruri prin puterea exemplului. Bă, dacă mă vezi pe mine că trec o babă strada care e oarbă în baston, probabil că data viitoare o treci și tu. Dacă tu mă vezi că trec baba de mână strada să nu dea tirul peste ea și tu spui, păi lua la ardracu pe Băsescu și pe toți ăștia ai lui, că uite săraca baba-i chioară și te pui în fund pe bordură și îți plângi de milă ție, nației și babei, dar fără să faci nimic în sensul ăsta, cum am mai spus-o la televizor aici, ești un ipocrit. Și... ce am mai încercat să fac prin puterea exemplului?
să dezmârlănesc mârlanul, dacă pot folosi o astfel de expresie la televizor. Am să o spun, îmi asum riscul ăsta, Sabin, indiferent că ies de aici din televiziune și mă împroașcă lumea cu pietre sau cu de-astea. Merg cu Corina în municipiul Botoșani, în molul lui Pește Prăjit de acolo, ne-am pus o măsuță, Corina avea invitații la... Corina fiind managerul tău. Corina fiind fata care se ocupă de management și de PR la mine, da, corect. Avea în mână invitații, lucru care l-am făcut și la Cluj pentru arhiepiscopie, etc. Și oprea câte unul de ăsta care ieșea cu un coș enorm de cumpărături din hipermarket. Așa. Și spunea, domnule, îți doi copii, vai de mama lor, hai să încercăm să facem ceva pentru ei. Nu pot să folosesc expresia care o folosește aia, dar o să încerc să o aproximez. Dă-te fan pixul meu, ce astea-s vremuri de caritate. Dar tu, mârlanul șef a României, nu a Botoșaniului, în momentul în care ți-a ieșit mizeria asta pe gură împingând un coș de 2 tone de pulpe congelate, rachiu, băutură, cola și toate euăle să ți le bagi în ficat, să clocești ce faci în vârf de pat, nu te-ai gândit că dacă fiul tu sau fiica ta ajung în situația aia, bocești la toate televiziunile, treceți pe burtieră numărul ăsta de cont, că vreau să-l operez în străinătate. Nu, prietene, uite să medici la Botoșani. Acolo un sagață harta în cui, pe unde intră vântul din Uniunea Sovietică. Ok, corect. Și dacă nu te-ai gândit, nu vrei să începi să te gândești că din coșul ăla puteai să-i dai lui Corinei, o portocală, domnule, eu atâta pot să-i dau lui amărâtul ăla, o portocală, am Crăciun, atâta știu eu să fac caritate. E mai bun decât dă-te fă în pixul meu. E mai bun. Și asta nu s-a întâmplat numai în Botoșani. Asta s-a întâmplat în Cluj de o grămadă de ori. Deci nu că, domnule, noi în Ardeal suntem mai cu și mirosim mai a, iar în Moldova sunt mai de tras apa peste ea. Nu, tată, suntem o apă și un pământ. Și atunci, eu, Corina, doctorul Tudorache, Sabin German, al câțiva oameni de bine din Botoșani, hai mă să facem ceva, cât îți doi, băi, i-am salvat, nu i-am lăsat să moară. Sau nu i-am lăsat să se chinuie cum sunt. O altă situație a mârlanului român, despre care îmi place să vorbesc într-o astfel de emisiune, chit că e o emisiune care prezintă lucrurile bune, nu putem vedea întunericul decât în prezența luminii. Și invers, da? Deci trebuie să le punem pe amândouă în antiteză. Un club din Botoșani, n-am să-i dau numele, a spus așa, mă, dacă cu 3 zile înainte de spectacolul ăsta, că era pe data de 20, băi, Crăciunul, înțeleg că-ți miroase a porca, a cozonac în casa, a pască, a ce Dumnezeu faci tu de Crăciun. Fă-și tu un gest bun, nu? Că așa e frumos, dăm drumul la Colin de la televizor, toți avem inima plină de cadouri și de bucurie și de alea. Da, dă-mă la baba aia mărâtă care stă și n-are de o legătură de pătrunjel uscat în piață, dă-i și ei 10 bani acolo. Și clubul ăsta a spus, mă, dacă nu s-au vândut, mai sunt câte sunt? 30 de bilete, 40 de bilete nevândute. Le iau pe alea și le dăm noi. Le dăm noi, să vină lumea numai să vină, că poate n-au bani de bilet sau banii aia decât să-i dea pe bilet, să-i facă donații. Oricum precizez, biletele erau donația în sine. 40 de lei, eu n-am în casă 40 de lei la Crăciun, n-am în casă o flanea care nu mai port să o dau unui copil, care a rămas de la fiul meu de trecut în clasa a doua dintre a întâia sau... Nu se, eu nu cred vrăjelile astea, indiferent în ce cartier stai și cât de mărginaș ai fi. Și ce s-a întâmplat? Că asta e interesant apropo de această rasă din România numită mârlanul român. Sună la casa de bilete la teatru și zice așa, doamna Enea, știți biletele alea care le-am rezervat la 40 de lei bucata? Da. Vreau să anulez rezervarea, că am găsit să iau gratis sau am găsit să iau cu 10 lei. Le vinde clubul ăla. Măi, prietene care ești tu, prietenul românilor, e caritate, omule. Caritate înseamnă să dai, nu să iei. Caritate. Ce să le zici? Și atunci, că n-ai ce să le spui, ce pretenții ai de la ăștia de la guvernare? Și dacă nu poți să ai pretenții nici la unul și la altul, ce te apuci? Varianta 1. Mă pun în fund și îmi plâng de milă. Schimb. Varianta 2. Schimba. Fac ce pot eu. Și după mine sper să mai alții. Atât tot. Luăm un pic de pauză de publicitate, că-i musai, dar țineți cuvintele că până la urmă știi, emisiunile astea de zicem noi, de valori, mă, trebuie să înceapă și de la întuneric, ca să vezi lumina. Musai să vorbim și despre asta. Să nu creadă lumea că noi mințim despre România de lapte și miere. Laptele și mierea, știi unde sunt? În gesturile personale,
n-am mă portocala asta, du-i-o la copilul ăla, n-a flaneaua, vezi că mi-a rămas o pereche de papuși de lui fiul meu, du-o la amărâtul ăla. Publicitate și ne întoarcem. Revenim. Domnule doctor, există o hămeseală de asta înscrisă în ADN-ul nostru? Am răbdat prea mult de foame în comunism și acum nu ne mai ajung două căruțuri de alea cu vorba lui Bogdan, cu șuncă, cu vodcă, cu una și cu alta, pe care oricum le aruncăm după 3-4 zile sau după o săptămână. Ce se schimbă? Totuși, eu vă întreb pe dumneavoastră ca doctor, că orice doctor cunoaște mai mult despre psihologia omului decât cunosc eu, ca filolog, ieșit din Traisa lui Tolstoi sau de unde îmi place mie să citesc. Cum vine ăla? Când îl doare ăla stomacul și se umflă burtocul că a mâncat o grămadă de Crăciun și îl filmează toate televiziunile, uite bă la ăsta că dă să moară că a mâncat 7 metri de cârnați. Ce vă spune? În primul rând îmi cer eu iertare Corinei pentru incidentul respectiv. Și Corina a înțeles imediat și i-am explicat despre ce este vorba. Ca să vă răspund direct. Asta este o constatare făcută de mine ca doctor și de mai mulți colegi de mine. Există un interes mult mai scăzut al adulților față de copii. Da. Este o constatare făcută la patul bolnavului de mine, ceea ce mă doare enorm. În schimb, să nu uităm că de câțiva ani nivelul educațional la noi și legătura cu divinitatea în sensul bun al cuvântului sunt în scădere mare. Ori fără o temelie educațională, fără cei 7 ani de acasă, noi nu putem discuta despre lucruri de bucurie, de tristețe, de a dărui, de a primi. Pentru că oamenii au impresie că achiziționând, adunând, strângând, vor fi mai puternici, se și la marnic. Că încearcă să compenseze lipsa fericirii prin achiziționare de bunuri, așa. Pentru este. Că și bogatul a adunat și a modificat hambarele. Și Dumnezeu când l-a întrebat dacă ia sufletul mâine, cui rămâne totul, a rămas mut. Din păcate, noi nu conștientizăm asta. Când a dărui un cuvânt bun, care putea să-l spună Corinii, un sprijin, o mângâiere, un zâmbet, ăsta nu te costă. Nu. Iar 40 de lei ca să vii la un concert de caritate în prag de sărbători pentru un copil aflat în dificultate, fără părinți, este un gest minim de mare noblețe. Și, vedeți, la un moment dat în televiziune au venit doi prieteni, un român și un ungur, m-au luat când au terminat emisiunea, erau cu mașina plină de ulei, de zahăr, de tot felul de chestii. Și au zis, bă, pe noi să ne duci numai că ai arătat un caz la televizor, nu mă arată-ne drumul, că noi vrem să mergem. Și am zis, bă, dar stați un pic, că m-ați luat așa, pe nepregătite. Nu mă interesează că ai ședință, că n-ai ședință, noi am încărcat mașina, mergem acolo. Niciun cuvințel n-au zis, am mers cu ei cu mașina, le-am arătat drumul, s-au dat jos, au mers, au pupat niște copii și au zis, mă băieți, am venit să vă ajut. Omul ăla la care au dus, familia ăla la care au dus bunurile, nici acum nu știu cine sunt acești amici mei. Pentru că nici eu n-am vrut să le spun, să-i spun. Și nici ei n-au zis o clipă decât atât. Am venit să vă ajutăm. Chestia asta îți dă speranță. E adevărat că e o speranță mică, 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 mică. Dar va crește. Dai speranță. Da. Măcar ai o mugure din care să ieși, că și planul de grâu iese, la început a ieșit dintr-un bob de grâu, rătăcit pe acolo. Îmi zicea Bogdan, dar bancul ăla trebuie să-mi-l zică Bogdan, banc, că nu-i banc, aș dea o pildă. Da, da, este tu foarte, trebuie să-l zici este ăla. O metaforă. Tu trebuie să-l zici. Apropo de iaduri și de raiuri, lingurile. Și apoi mai povestim noi pe unde trăim. Am citit chestia asta pe Facebook. Un tip foarte pios ajunge la Dumnezeu și spune, Doamne, arată-mi și mie, te rog frumos, cum arată iadul și cum arată raiul. Să știu și eu la ce trăiesc. La care Dumnezeu îl ia și cu bunătate deschide o ușă care dădea într-o încăpere, era o masă rotundă, foarte largă, și în jurul mesei erau niște oameni slabi, urâți, jigăriți,
cu niște linguri foarte, foarte lungi legate de mâini, iar în centrul mesei un castron cu o tocană, cu o mâncare foarte bună, aburindă și plăcut mirositoare. Automat, acești oameni nu puteau să-și ducă acea lingură la gură să se hrănească. Era foarte mare. Era foarte lungă, da. La care Dumnezeu îi spune acestui om, vezi, ăsta este iadul. Și bun, atunci raiul cum arată? Îl duce într-o altă încăpere, deschide o ușă, aceeași masă rotundă, aceeași tocană în centrul mesei, oameni cu aceeași dimensiune de lingură legată de mână, dar toți erau veseli, voioși, toți zâmbeau, toți erau roșii în obraj, grași, durtulii. Și zice, uite, ăsta este raiul. Păi și ăsta spune, eu nu înțeleg. E aceeași mâncare, aceleași linguri, numai că ăștia-s grași, ăia-s slabi. Zice, da, diferența între iad și rai în situația asta este că ăia din iad încearcă să se hrănească pe ei înșiși, iar ăia din rai au învățat să se hrănească unul pe altul. Și de-aia sătui. Corect. Și reîntorcându-mă la Facebook, ai văzut și ați văzut, domnule doctor, cât de la modă sunt, nici cum să le zic, părinții underground, Cleopa, Arsenie Boca, Arsenie Boca. Da. E un fel de fascinație de asta, sau e-fascinație, sau fascinație pe internet, față de modelele și pildele lor. Dar toată fascinația asta de pe net, cu zeci de mii de like-uri, cu distribuiri, cu share-uri, cu de-asta, nu se regăsește niciun pic în viața socială. Că vezi un om care e capabil, și eu văd asta pe pagina mea de Facebook, văd un om care e capabil să-mi tragă niște înjurături de alea trăznițar și băgața și așa, și când mă uit pe pagina lui să văd cine-i, plin acolo și de părintele Cleopa, și de Arsenie Boca, și de asta, și mă gândesc, bă, oare cum e să-ți disimulezi rău în niște parcele de bine? Știi, ca și cum aș avea un hectar, aici este rahatul mare, aici băgăm rahatul din care aruncăm pe alții, și aici mi-am pus eu două sere așa cu niște lucruri bune, să vadă lumea. Hai că-ți spun eu cum, dar nu-ți spun eu, o să spună domnul doctor. Îmi permiteți să vorbesc despre cartea scrisă de domnul Nesfântul? Da. Capitolul dedicat dumneavoastră. Vă rog frumos, pe scurt, relatați noastră la televizor ce am citit cu ochii în lacrimi acolo, apropo de întâmplarea la care ați luat parte. Hai să-i prezentăm numai latura, cum să vă spun, a relatării istorice. Cum s-a întâmplat în timp chestia asta, de pe data de, din ajunul Crăciunului până la momentul în care s-a terminat. E foarte interesant. Este interesant, dar îmi cer scuze, vine greu să o relatez eu. Nu, o să... Da, okay. Îmi vine greu. Nu. Eu nu mi-amintesc toate detaliile, am să o fac foarte scurte de dragul emisiunii. Domnul doctor Tudorache a fost în vizită la o bătrână, într-un sat de lângă Botoșani, o casă gen boșdeu ca lui Ion Creangă, și doamna respectivă îi spune, măi fiule, ai venit cam târziu, te-am așteptat, hai să-ți spun ceva de mâncare, du-mă și pe mine până în Botoșan să-mi văd copchiii. Domnul doctor, și mai pe scurt, a suit o mașină, noroi, ninsoare, lapoviță, urât, ajung de Crăciun, el rămăsese acasă, familia lui fiind plecat în străinătate, în concediu, el a avut niște urgențe medicale, a rămas să le rezolve. Și a zis, bun, hai, că așa e Crăciun, n-am ce să fac, să o ajut pe bătrâna asta să-și vadă copiii. S-a dus bătrâna la doi, trei copii avea? Trei fete, nu? Parcă așa, în parte. La una au deschis ginersul, i-o dat cu pumnul în cap, alta o înjurată, i-o trântit ușa în nas la babă, a treia, nu știu ce Dumnezeu a făcut, o îmbrâncit-o și mai o căzut pe scări la vale. Copiii ei, da. Nu era prezentată în acea carte situația sau cauza pentru care s-a întâmplat așa ceva. Și domnul doctor a luat bătrâna, a dus-o înapoi acasă. Varianta este îngrozitor de scurtă, cartea e scrisă superb. A dus-o înapoi acasă, obosit fiind după atâția kilometri, drum greu, începuse să ningă, o tăcere de aia absolut dumnezeiască în prag de Crăciun, aș putea spune. Femeia a spus, întinde-te, maică, poate ești obosit. El s-a întins în casa cea mare, cum mi se spune, în camera de oaspeți. Bătrân așa a văzut de treburile ei în bucătărie. Dimineață, când doctorul Tudorache s-a trezit, ea se stinsese pe pat, dar nu înainte de a-i pregăti masa ca el să-și ia micul dejun, și plăcintele erau în cuptor.
apropo de dumnezeire, eu sunt absolut sigur. Deci asta e varianta foarte scurtă, de-aia am prezentat-o într-o bătaie de joc de dragul timpului scurt din emisie. Sunt absolut sigur că acei copii sunt foarte mândri de ce au făcut și în al doilea rând că i-am arătat eu babi la o arnaiba, indiferent care e motivul, bă, e măta, ca să vorbim pe românește. Corect. Și în al doilea rând, țin să precizez că mai ales în zona Moldovei, toți oamenii sunt cuprinși de evlavie de nedescris. Cum vedem o biserică, cum facem 30.000 de cruci, după care ne apucăm să-l înjurăm pe primul care ne iese în cale. Lucru care se întâmplă și în București. Peste acum am fac cruce, acum bag cuțitul în altuia, în cauciuc altuia, că mi-a luat locul de parcare din spatele blocului. Deci asta se întâmplă peste tot. Și asta ca răspuns la întrebarea ta, dar domnul doctor poate să detalieze mult mai mult, că el a și vorbit cu bătrâna respectivă. Oricât vă fi de greu, trebuie să faceți. Vă mărturisesc că situații din genul ăsta, din păcate, sunt multe. Și mă doare enorm. Revin la ce v-am spus. Se mărește distanța dintre noi și Dumnezeu. Se mărește distanța dintre noi și Creatorul nostru. Pe un fundament foarte precar al unei educații care a firave. Și atunci ne mai mirăm că avem situații de genul ăsta? Eu nu mă mir. Eu trebuie să tac, să fac ceea ce cred eu de cuvință și să merg înainte. Nu am altă situație. Dar câtă educație trebuie să-ți respecti mama? Mă, mi-e greu să răspund. Dacă tot mergi la biserică, bănuiesc că tot auzi ceva din ce spune preotul. Și să nu mergi la biserică, mă, puiul de lup nu-și mănâncă atunci când crește mare propria mamă. Eu n-am văzut vițel să muște vaca aia care l-a născut. Eu n-am văzut pui de vulpe să mănânce hoitul de vulpe al lui tată sau dacă moare. Fără supărare. M-ați prins pe picior greșit cu povestea asta. Eu sunt unul de la care... Eu nu mă uit la filme cu copii în posturi la care nu-mi plac. De la care sunt cu violență și de asta. Dacă văd că un copil e film cu copil răpit, am schimbat canalul instantaneu. Am eu sensibilitățile mele și le urăsc filmele astea. Ok? Dar te gândești că nici animalele nu fac asta. Eu știu că acum nu vreți să vorbiți. Văd că noi vorbim mai mult decât dumneavoastră. Telespectatorii sigur o să zică, no, iară s-au apucat ăștia de vorbit și nu lasă pe domn doctor să vorbească. Nu, 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 nu. Dar este vorba de o emoție pe care domnul doctor o are. Să nu ne înjurați pe Ota și pe mine. Nu, nu, nu. Trebuie să fiu bineînțeles. Îmi pot, la un moment dat, stăpâni emoțiile, dar mi-este foarte greu să vorbesc despre ceea ce realizez eu. Vedeți... Da, vorbiți despre ceea ce realizează colegii pe care dumneavoastră îi conduceți. E mai bine. Nu, e mai simplu așa. Da. Chit că e susținătura noastră, realizează aia. Deci, ca să vă simțiți mai relaxat. Deci v-am mai spus. În secția din Botoșani, a copiilor unde lucrez și eu, sunt foarte mulți copii aflați în dificultate. Sunt foarte mulți copii cu necazuri. De cele care am vorbit. Care vin... Și noi le dăruim și dragostea părintească, și cea medicală, și susținere, și ridicare, și dăruire, tot. Nu putem totdeauna, din punct de vedere al nobleței artei de a dărui, să o facem, și atunci ne ajută marele Bogdan Ota. Pentru că în cazul lui Ionuț, și eu v-am adus câteva crâmpeie cu imagini, în cazul lui Ionuț, în procesul de recuperare, el are nevoie de niște elemente tehnice. Spuneți, el nu mai poate scrie, de exemplu. Nu perfect. Va putea el, să el nu mai poate scrie. Deci el are o sechelă extrapiramidală în urma traumatismului și el nu poate scrie. El folosește mai mult atingerea și atunci, cu ajutorul lui Bogdan, i-am luat un calculator. E ajutorul celor care au venit în sală la spectacol. Da, dragul meu, dar este munca ta, efortul tău, talentul tău și trebuie să știm. Și atunci i-am luat cele necesare. În urmă, au mers acasă, s-au dus specialiștii ca să instaleze toată aparatura ca el să poată să-și deruleze și procesul de învățământ. El este în clasa a patra. Este profesorii îl susțin, învățătorii îl susțin, dar și cu elementele tehnice necesare acum eu sper ca el să evolueze. În etapa următoare intră din nou într-un proces de investigații. Ca și aceste sechele îmi doresc din tot sufletul să dispară. Adică el să-și ia o activitate normală. Mă refer la Ionuț. Ca să nu neglijăm pe Ștefania și multe alte cazuri ca Ștefania. Fata cu
Scleroză îmi place. Da. Ștefania intră și ea într-un proces intensiv de investigație și recuperare, pentru că la, deci de la o stare de paralizie completă, eu folosesc termen ca să nu-i folosesc pe mei tehnici, că s-ar putea să nu fiu înțeles, acum ea realizează pozițiile de transfer, de se mișcă din pat în fotoliu jos ca să poată să meargă la... Ea fiind înainte, paralizată complet. Fără discuții. Ei, de la stadiul de transfer din pat în fotoliu, din fotoliu în scaun, la masa de lucru, pentru că ea încă este în procesul de învățământ, profesorul venind la domiciliu, eu vreau să ajung la independență cu ortezare de a se putea deplasa singură. Urmează o perioadă mare de recuperare, o perioadă lungă, dură de recuperare, dar eu nu abandonez. Mă rog la Dumnezeu mereu, de fapt asta o fac de câte ori intru în clinică, să mă ajute ca să pot să le dau un crâmpei, un zâmbet copiilor mei. Eu am o întrebare. Mulțumesc mult. Hai să luăm întrebarea după pauza de publicitate, că e de povestit. E de povestit. Publicitate. Am revenit și revine, de fapt, Bogdan Ota. El are întrebările, hai să zicem, mai personale față de bunul său prieten, doctorul Tudorache. Eu am să adresez respectuos domnului doctor Tudorache o întrebare în numele unor telespectatori, precizez. Și o adresez pentru că și eu vin din familie de medici și știu exact prin ce trebuia să treacă taică-mea. Domnul doctor, de ce dumneavoastră nu doriți să furați de la spital banii de gărzi, să vă treceți cu gărzi în plus, cum cred unii telespectatori, de ce nu vreți ca să luați șpagă și ce anume vă motivează să vindecați niște copii când salariile din învățământ, din sănătate, din tot ce înseamnă aparatul de stat sunt așa cum sunt? Că eu sunt absolut siderat. Deci eu trebuia la ora asta să stau de vorbă cu un hai să zicem, demagog, nu? Puțin, din lumea medicală, cu un om hrăpăreț, pus pe uitat bisturiu un pacient și pe luat plicul cu bani. De ce nu faceți lucrul ăsta? Da. Sunt două aspecte. Sunt băiat de preot, am crescut 25 de ani în altar. Deci în mine, și genetic, și spiritual, sunt impregnate niște concepte sănătoase. În ce sens? Bun, și cum tatăl dumneavoastră nu a luat de pe mort, de pe viu, de pe... Dacă vreți, n-ați avut o să zâmbiți. Învățați meseria asta? Adică... Nu. Deci și tatăl meu și eu, din majoritatea veniturilor noastre, am încercat să le dirijăm în altă parte. Nu pot să dau detalii. Să revin la mine, pentru că nu are sens. Ce fel de medicină aș face dacă aș face o contracost? Adică contracost direct ca șpagă. Păi nu știu, dar v-am întrebat. Care ar fi satisfacția mea ca eu să redau sănătatea prietenului meu, iar pentru asta eu să primesc ceva? Păi nu știu, hai să o luăm așa că în sud. Tati, marcă banul dacă nu crăpi. Nu. Principiul meu este ăsta. Deci Dumnezeu mi-a dăruit această putere. N-asta ați înțeles de ce v-am întrebat lucrurile astea. Nu sunt în numele meu, că am și o tată doctor. Nu, știu. Am fost la taică-miu în cabinet când a venit o amărâtă, se construia biserica aia din curtea spitalului Mavromatii și a venit o bătrână care abia a scăpat cu zile să-i dea lui taică-miu 2 lei. 2 lei. Două hârtii, 20.000 vechi. Știi, hârtia aia. Da, 2 lei. Stai, mi-a spus, măi, mamă, du-te și aprinde-ți o lumânare și roagă-te pentru tine și pentru copchii tăi acolo jos la biserică, vezi să construiește, dar era de aia de pus lumânări cu vii, cu morți. Alea erau. Și se strângeau donații și lasă-mă pe mine, în pace, mine mă plătește statul. Deci eu știu exact despre ce e vorba, eu l-am întrebat pe domnul doctor în numele celor care doresc să moară capra unui vecin din România. Bogdan, au fost foarte multe persoane care au încercat, nu forțat, este deplasat să spun asta, să îmi plătească pentru actul medical, dar tot frumos, elegant, le-am explicat că nu este cazul. Ca să vă fac să zâmbiți, persoanele care au încercat ca să îmi plătească actul medical sunt persoanele modeste, persoanele sărace, nu cele Știu. Foarte potente. Știu. Da. Aveam doctorul antișpagă. Ceea ce trebuia de demonstrat.
Da. Atâta, eu mi-am terminat demonstrația. E rândul tău. L-ați văzut la noi la televizor de multe ori pe, o să vă dau, doctorul Antișpagă, cel care după 30 de ani de meserie, numai și numai în Institutul Inimioare, mă ajută regia, încă locuia într-o cămăruță de 12 metri pătrați și dormea la spital, acolo își făcea, acolo era casa lui, numai ca să salveze pe bandă rulantă. Și țin minte când s-a pus prima dată problema știrilor, nu-i așa, a fost și preluată în sfârșit și de știrile naționale, cu doctorul Antișpagă, doctorul Bârsan. O știu. Îl știți. Surpriza mea totală a fost că, bă, dar ce știri dați voi? Nu, și eu mă așteptam să zic că, bă, dar ce știre faină ați găsit, uite. Dar zic, bă, de ce? Cu alți colegi gazetari. Păi ciudată asta. Cum adică e ciudată? Păi nu e super fain. Omul ăsta stă de atâția ani acolo și face și salvează și e un tip și un super specialist. Deci omul ăla chiar salvează vieți și niciodată n-a luat atât în cabană. Da, mă, dar e ciudat să dai astăzi. Ce audiența lui Pește crezi că facem noi cu chestiile astea? Și mi-am adus aminte când un post, ca să facă praf știrile de la ora 5, a încercat să facă un post național știrile de la ora 5 cu știri bune. În două luni le-au scos de pe post pentru că nu făcea audiență. Lumea pur și simplu nu mai are metabolismul binelui, nu mai are automatismul binelui. Nu faci tu bine, nici măcar nu te mai interesează dacă vezi că altul face bine. Pe mine asta mă sperie foarte tare. Că se rupe acel lanț. Eu știu că popoarele sunt milioane și milioane de roți din sate care stau. Noi acum suntem roți din sate care nu mai stăm așa, iurea, nu suntem legate cu nimic. Sau ne învârtim în momentul în care popoarele au, nu știu, un bine, un ceva, valori comune, încep să fie roți din sate care funcționează. Și ai făcut un mecanism care se numește, nu știu, țară, popor, cum vreți voi să ziceți. În gura mea nu sună bine chestiile astea. Bogdan, dacă mă mândresc cu ceva, este că niciodată, de când fac medicina, n-am condiționat actul medical. Niciodată. Foarte rău, n-au ce de la televizor. Bun. Pare rău. Nu să intre pe știrile naționale de la București. Da. Emisiunea asta nu va fi preluată de București, corect. Este inuman să faci medicina și să condiționezi actul medical. Dumnezeu, dacă te-a ajutat ca să realizezi lucruri minunate, ca să nu le spun miracole, cu anumiți pacienți gravi, dacă faci așa ceva, îți ia arola. Domnul doctor, noastră, Chilia, fiind fiul de preot, știți ce înseamnă creștin? România e o țară creștină, nu? Predominant creștină. Predominant, da. Creștinul este cel care îl urmează pe Hristos, nu? Fără discuție. Bun, ok. Chiar aseară citeam în cartea anumită Biblie, pentru unii e o carte de modă veche, așa, cum Hristos s-a apucat și l-a vindecat pe acel olog de 38 de ani, e precizat în Biblie aspectul ăsta, în Evanghelia după Ioan, și ăștia așteptau toți ologii lângă apă și așteptau să vină îngerul să tulbure apa, ei se bage în apa aia să ia să vindecați. Știți cazul, da? Sper, nu trebuie să vă spun. Ok. Dar sunt mulți care nu știu, de asta o zic la televizor. Și Iisus îi spune, măi, dar tu ce faci aici? Și ăsta spune, păi, Doamne, atinge-mă cu mâinile tale și vindecă-mă. Căci până ajung eu la apă, când se tulbură apa, se bagă alții înaintea mea. Și eu nu mai o să fiu bine niciodată. Și ăsta îi spune, ridică-ți, omule, patul și umblă. Și strânge-ți patul și plimbă-l de aici. Ăsta, fiind plin de credință în puterea lui Iisus, a ridicat patul și a început să umble. Ceilalți din tabăra opusă lui Iisus căutau să-l omoare, citesc din Biblie, căci a făcut vindecare în ziua de sabat. Voi, doctorii, n-aveți zi de sabat în care nu vindecați? Nu. Pentru un doctor care a jurat lui Dumnezeu să-i ajute pe cei de lângă el, pe aproapele lui, 24 de ore din 24 trebuie să... Păi, și dacă Iisus l-ar fi condiționat pe ăla, da, frate, dar știi că eu merg, intru cu măgărușul în Ierusalim, e nasol, dă-și tu niște bani și te vindec. Măcar cum ar fi fost medicina în ziua de astăzi? Sunt multe de spus aici, dar cel mai mult ce mă doare este, și vine peste două săptămâni, este Evanghelia vindecării leproșilor. Vreau să te întreb, Bogdane,
și pe domnul Sabin. Mă, eu nu știu de asta, dar sunt foarte curios. De ce? Din cei 10 leproși care au fost vindecați, numai unul s-a întors să mulțumească lui Dumnezeu. Mântuitorul, unul. Ceilalți 9 au fost și ei la fel vindecați. Pe asta nu ne întreba pe noi, întreabă România. Da, bine, cum am spus la începutul emisiunii, în absența întunericului noi nu vedem lumina și invers. Da, dar trebuie să sperăm că niciodată întunericul nu va învinge lumina. Am făcut o demonstrație pe scenă, vă amintiți că nu există întuneric suficient de puternic să spargă o flacără de lumânare. Botoșani, la Botoșani... Avem doar 2 minute, hai să... Da. Ziceți-mi asta. Da. Că... La Botoșani, spectacolul a fost încheiat de o demonstrație din Evanghelia lui Ioan că lumina învinge totdeauna. Depinde de noi să alegem calea luminii și nu a întunericului. Și Bogdan a făcut-o într-un stil pe care nu vreau, pentru că dumneavoastră o să primiți CD-ul. Da, n-are sens să detaliez CD-ul. Dar după ce s-au aprins luminile în sală, după spectacolul lui, toată lumea era în lacrimi. Și toți au donat bani. Da. Și atunci, Sabin, îți mulțumesc din suflet că m-ai invitat în emisiunea asta ca și coproducător și că l-am avut pe domnul doctor Tudorache, ca să încercăm să-i trezim pe ăștia. Bă, treziți-vă, dă-o portocală, dă-i o flaneală, dă-i un tricou. Ce mă sperie cel mai tare? Nu, zi-mi. Nu faptul că, să știi că toată lumea ar da și mulți sunt care dau, dar dau la rude. Lasă-mă că mi-a rămas mie și îți dau ție la vară mea și de asta. E ok, și ăsta e ok, știi? Pe mine mă sperie cel mai tare că în România cel mai bine se doarme pe Deșteaptă-te Române. Mă, poți să-i pui muzică de bar, de club, de ce vrei tu, că se trezește. Când îi pui Deșteaptă-te Române, sforăie popoarele de zici că după 40 de ani prin deșert. Asta mă sperie cel mai tare. Și s-ar putea ca din sperietura asta, bă, câțiva. Pe mine nu mă interesează audiența. Chiar nu mă interesează audiența. Nu mă interesează democrația audienței, nu mă interesează să se uite 10 proști la mine și 2 nu. Pe mine mă interesează să se uite 1. Dacă s-a uitat și a plecat după emisiunea asta și a zis, l-am auzit pe domn doctor, l-am auzit pe Ota, mă duc să duc portocală la vecinul ăla că nu am mai mâncat de 3 săptămâni o portocală, înseamnă că am câștigat. Dacă se uită 10 la emisiunea asta și îmi vin cifrele audiență, uai ce audiență ai avut, și niciunul nu a dus o portocală, asta nu e audiență, asta e televiziune. Eu v-am pupat, doamnă și domnule, să ne revenim cu bine la cealaltă Românie, aia despre care nu-ți vorbește nimeni. Nu-ți vorbește nimeni, știi de ce? Pentru că de atâta povestit despre Aureli, aproape ne naște muț. Te-am pupat.